Vorbeam de alianțe și spuneați că ați încercat o alianță inclusiv cu PSD, da, pentru parlamentare, nu? Inclusiv. Doar cu ei, pentru că era o chestiune pe care am discutat-o înainte și anul trecut. De ALDE, nu? Sau da, nu, cu împreună cu ALDE. Împreună cu ALDE. Și nu s-a dorit. N-au vrut pentru că ei, de fapt, au vrut să piardă. Oficial. Că n-a vrut partidul, dar nu știam cine e partidul care n-a vrut, că toată lumea vrea. Bun, n-a vrut partidul, dar sunt sigură că ați vorbit cu liderul de partid. Da. Da. Domnul Ciolacu. Domnul Ciolacu, în general, dă vina pe partid, că am văzut că l-ați mai întrebat și dumneavoastră. Dom'le, de ce nu e, nu știu cine, pe listă? N-a vrut organizația locală. De ce? Nu a vrut, nu prea îi place să-și asume public. Eu cred că se teme domnul Ciolacu de dumneavoastră. Sper că nu, domnul Ciolacu are și defecte, dar nu-i prost deloc. E un tip inteligent și știe foarte clar că eu, membru PSD, nu o să mai fiu niciodată. Pot să fiu aliat cu PSD-ul, pot să fiu susținut de PSD. În 2024 îmi doresc să avem o alianță cât mai mare pentru prezidențiale. Dar membru PSD, ca să fiu membru, ca să iau lui locul, asta era obsesia lui Dragnea. Dragnea era, cred că nu dormea noaptea cu gândul că vine Ponta să ia locul. Uite că n-am venit eu, dar cineva tot i-a luat locul. Întâi i-a luat Dăncilă, culmea, și după aceea Ciolacu. Deci sunt mulți care îi toarnă în ureche. Marcel, vine Ponta la PSD și te ia locul. Nu vin la PSD, sunt la Pro-România, îmi place foarte tare la Pro-România. De aici mai plec la Cotroceni sau plec în viața privată.